După ce parlamentarii au decis că aleșii locali își pot continua mandatul după ce au primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare, președintele Klaus Iohannis a depus o sesizare la Curtea Constituțională, care a fost admisă. Pierderea mandatului de către alesul local, ce este condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executare, presupune că instanța judecătorească a stabilit în mod definitiv vinovăția condamnatului și a aplicat o pedeapsă privativă de libertate. Odată aplicată, pedeapsa ea urmează a fi executată în condițiile prevăzute de codul penal și individualizată în fiecare caz în parte de instanța de judecată. Prin urmare, toate pedepsele privative de libertate aplicate de instanțe sunt cu executare, chiar dacă executarea poate fi realizată în concret în penitenciar sau prin una din modalitățile prevăzute în capitolul 5 privind individualizarea executării pedepsei din codul penal, arată șeful statului în contestația depusă la CCR. Astfel, primarii aleși își vor pierde funcția dacă au primit o astfel de pedeapsă.